Scandalul facturilor umflate la energie și gaze continuă. Cetățenii sunt deranjați și spun că cei care au greșit trebuie să plătească, pentru că altfel vor avea oameni pe conștiință. Distribuitorii de energie și gaze au primit amenzi în valoare de 2,77 de milioane de lei de la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, pentru că nu au respectat legislația privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari. Problema facturilor la gaze și electricitate care au explodat în ultima perioadă provoacă disperare printre consumatorii care s-au trezit cu sume colosale de plată după liberalizarea pieței la gaze și energie susținută de Partidul Național Liberal USR-UDMR, care reprezintă principala cauză pentru care s-a ajuns în acest punct. Partidul Social Democrat, ajuns acum la guvernare, încearcă din răsputeri să schimbe situația și îi cere ministrului energiei Virgil Popescu sancționarea urgentă a furnizorilor. Niște hoți, niște bandiți, înțeleg. Trag după populație, să sărăcească populația. Să aibă chiar milioane de euro facturi. Am văzut la televizor, am văzut. Mie nu m-a venit una de asta, dar îmi pare rău și este foarte grav ceea ce fac. Își bat joc de oameni ca și cum n-ar fi semeni de-al lor. Vai de mama noastră, mai ales pentru noi cei bătrâni și neputincioși. Cetățenii sunt deranjați și spun că cei care au greșit trebuie să plătească, pentru că altfel vor avea oameni pe conștiință. Chiar zilele trecute, un severinean a fost șocat de factura la gaze pe care a primit-o, factura de 7.800 de lei pentru doar 4 zile de consum. Bărbatul șocat se gândea inclusiv să-și vândă apartamentul pentru a achita factura. Neglijența celor de la CES sau de la gaz, cum le zice, RomGaz. Altceva nu pot să vă spun. Ori neglijență, ori... Părere proastă. Dacă eu, salariul minim pe economie e 14 milioane și se dau 7 la curent... Cetățean chiar se gândea să-și vândă apartamentul pentru că n-avea bani. Și normal că e părere foarte proastă. Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicații clare și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.